când se uita la televizor, acolo rămânea. Deci nu... Îl strigam tot timp, Cosmin, Cosmin. Eram într-un spațiu întunecat toată ziua și nu prea vedeam lumină. M-a ajutat doar lumina de la calculator, de la ecran. Pur și simplu, acolo 8 ore pe scan, pe pat, stau și mă uit la calculatorul acela. În România, dependența de tehnologie afectează tot mai multe persoane. Anual, psihologii și medicii psihiatri se confruntă cu sute de cazuri de copii și adulți captivi în lumea virtuală. Există un fenomen care poate deveni îngrijorător. Many people will start to ignore their jobs, ignore their relationships or their work or studies so that they can spend more time or more money with technology. So that's the main thing when it starts to overrun your life. În anul 2013, Societatea Americană de Psihiatrie a propus ca dependența de tehnologie să fie inclusă în categoria tulburărilor psihice. Medicii cercetează dacă această adicție este o boală sau un simptom al altor tulburări mentale, precum depresia, anxietatea sau izolarea socială. Technology addiction has many features similar to other forms of addiction, like a drug addiction. Că vedem rezultatele, să zicem, unui gen de sevraj la nivel psihologic. Copiii devin, mulți dintre ei pot să devină agresivi. Să pot devină agresivi verbal sau agresivi fizic cu părinții, să se lupte cu părinții pentru a-și obține telefonul. Telefonul, tableta, calculatorul. Așa, mama, topogan. București Noi, zona de nord a capitalei. Deși se află în vacanță, Cosmin, în vârstă de 7 ani, este nevoit să întrerupă joaca. Spre deosebire de alți copii, Cosmin face terapie pentru că suferă de deficit de atenție și are probleme de exprimare. Spune 7. Șapte. Șa. Șasa. În primii 3 ani de viață, copilul a fost dependent de televizor. Când îl strigam de 2-3 ore, se uita câteva secunde și după aia iar se uita la televizor. Problemele copilului au apărut după ce a fost lăsat singur timp îndelungat în fața micului ecran. Mama lui Cosmin, Nicoleta Vasile, spune că astfel ea și soțul ei își făceau mai mult timp pentru treburile casei. Lui îi plăcea foarte mult să uite la televizor. Și noi am ca... Acum am profitat. Este o lipsă de informare a părinților sau o lipsă de anticipare a consecințelor negative. Gâul. Uite. G. Merge. Psihologii spun că expunerea copiilor la vârste fragede în fața televizorului le afectează dezvoltarea mentală. Sunt copii care, dacă au consumat în primii 2 ani de zile foarte mult timp în fața tabletelor, televizoarelor și au interacționat prea puțin cu persoanele din jur, au fost privați de afecțiune, să zicem în acest fel, pentru că interacțiunea cu un obiect nu poate oferi satisfacția aceea, conținerea emoțională de care un copil are mare nevoie în primii ani de viață, este elementar. Nu se poate dezvolta nici motric, să zicem, nici cognitiv, rămân foarte multe arii nedezvoltate. Interacțiunea umană este esențială și dacă un ecran îți oferă o mișcare dinamică, culoare, voce, vocea umană, vocea mamei nu va fi niciodată înlocuită, privirea mamei nu va fi, putea fi niciodată înlocuită. Ma? Ma. Cosmin nu a vorbit până la vârsta de 3 ani și jumătate, atunci când a început terapia. Deși avea undeva pe la 3 ani și jumătate, Cosmin la vârsta aceea, la prima evaluare, a ieșit undeva la vârsta de, ca și dezvoltare mentală, a ieșit undeva la vârsta de un an și 2 luni. La început, când l-am adus, nu vorbea deloc, nici mama nu-mi spunea. Acum s-a făcut dimineața. În prezent, Cosmin recuperează cunoștințele pe care nu a reușit să le asimileze în primii ani de viață. Cazul acestui băiețel nu este singular și, din păcate, este un caz cu care ne întâlnim frecvent în ultimii, cred eu, chiar 5 ani de zile.
Cazurile grave de adicție sunt direcționate de psihologi către spitalele de psihiatrie. Medicii tratează tot mai mulți copii și adolescenți dependenți de televizor, tabletă, telefon mobil sau calculator. Avem din ce în ce mai mulți copii care se prezintă la noi la vârste mici cu probleme de relaționare socială, cu probleme de interacțiune socială. Copii la vârste mici cu probleme de a vedea sau nu lumea în care trăiesc. Se poate face o terapie cognitiv-comportamentală. Vorbim de patologii de vârste diferite. La nivelul adolescenților și copilului trebuie vorbit cu părinții, care trebuie învățați să le folosească timpul copilului într-o anumită manieră. În cazul adolescenților, dependența de tehnologie are consecințe grave asupra comportamentului în familie și în societate, spun psihologii. Vedem la unii care nu mai au acces la tehnologie, o stare de iritare, comportament violent în unele situații, lipsă de somn în alte situații mai extreme. Da, da. Hai să ne pregătim să facem, pregătim mașina că mergem la pădure acum. Să dăm scaunele din pod, să punem bagaje mașină. Hai că vin. Hai. Orașul Giurgiu. Această familie se pregătește de picnic. Până anul trecut a trăit momente de coșmar. Beni, în vârstă de 20 de ani, a fost dependent de jocurile pe calculator. Am avut un timp unde am găsit o portiță și am stat vreo 26-27 de ore și am adormit pe scaun după aia, nu mai puteam. Când venea de la liceu nici nu mânca, la un moment dat așa se ascutise la față că îi spuneam, ai ajuns ca genunchiul la capră. Pentru că nu mânca, n-avea timp, nici la toaletă nu se ducea. Era pe joc, era foarte captivat pe joc. Beni spune că a căutat un refugiu în lumea virtuală din cauza problemelor pe care le avea la liceu. Timpul petrecut ca să învăț nu mai era rentabil pentru că nu primeam notele meritate. Și astfel m-a afectat mult asta. I think for some people yes, it compensates for things that they don't have in the real world, as you said, friendships, social connections on the internet behind a keyboard. I can be anybody I want to be. Din cauza adicției față de jocurile pe calculator, Beni a devenit violent cu părinții. Au fost situații în care și-a lovit mama când aceasta a încercat să-l întrerupă din joc. M-am dus la monitor, la priză, să-l închid, să mă iei triplă cu un buton. Și el m-a împins, eu l-am împins, ne-am împins și m-am bușit pe jos. Faptul că am avut un acces de furie nu este normal pentru mine, pentru că în general sunt o persoană calmă. Și asta a demonstrat doar cât de repede pot să ajung într-o situație în care ajung să fac ceva fără să gândesc. Și ce influență are calculatorul asupra mea din cauza asta. Mama lui Beni, doamna Elena Petrică, spune că a făcut tot ce a fost omenește posibil ca să-și scape fiul de dependența de tehnologie. Au fost faze când i-am luat monitorul și l-am îngropat în zăpadă. A venit acasă, n-a făcut urât, adică a fost conștient că și-am spus ești dependent. Ok, dacă nu, atunci care e problema? Nu, trecem peste. Și a realizat atunci că e ceva nu e în regulă. Just like an alcoholic who needs to cut off his drinks for a while, for a severe addiction, you may have to temporarily remove the technology out of the picture. Pentru Beni, singura soluție a fost însă internarea într-un centru privat specializat în tratarea adicțiilor, unde ajung mai ales consumatorii de droguri. M-am întors un om schimbat pentru că au fost oameni care erau dependenți de lucruri mult mai grave decât de calculator și am spus că nu mai am nevoie de dependențe. Și am făcut o promisiune cu mine însumi că o să mă opresc. Anul acesta, Beni a terminat liceul și a propus ca în viitor timpul petrecut la calculator să fie cu folos. Acum vrea să urmeze o carieră în IT. În cazul în care realizez că ai o dependență sau ceva, ar fi cazul să povestești cuiva care ai pasă de tine. Să îi spui că ai nevoie de ajutor și că nu poți trece singur prin asta, pentru că singur nu putem face nimic până la urmă.
Dacă pentru adolescenți dependența de tehnologie apare în joacă, la adulți poate fi consecința nevoii de a se simți permanent conectați la informație prin intermediul internetului și a telefonului mobil. Avem tendința să ținem telefonul mobil în mână, dacă ați observat. Da, da. De ce? Ca să nu pierdem ceva. Dacă primesc un mesaj de pe, mă rog, rețea de socializare sau un mesaj sau un mail sau ceva foarte, foarte important. De la a căuta o informație până la a face o dependență e un pas foarte mic. Și este foarte greu să-ți dai seama când ai trecut de la o comunicare la dependență. În ultimii ani, în România, dependența de telefonul mobil a devenit una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere, spun polițiștii. Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât țara noastră ocupă locul al doilea în Europa la numărul de decese în trafic, conform unui raport al UE din anul 2015. Nu ești atent, nu ai o distanță suficientă față de vehiculul din față. Poți trece de pe o bandă pe alta fără să te asiguri, fiind atent la trimiterea unui mesaj sau fiind angrenat într-o convorbire telefonică. Din acest punct de vedere, riscul de a se produce un eveniment rutier este foarte mare. Polițiștii din cadrul brigăzii rutiere sunt îngrijorați de amploarea fenomenului. De la începutul anului, în București, aceștia au aplicat peste 7300 de sancțiuni șoferilor care au fost surprinși în timp ce foloseau telefonul mobil. Vă opriți aici. Vă rog, în stânga aici. Să rămâile, bună ziua. Documentele dumneavoastră, George Angel, poliția rutieră. Folosiți telefonul mobil în timpul mersului. Legea vă interzice. George Angel lucrează ca agent de circulație în Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate zone din București. Oamenii găsesc diferite motive. Vorbeam cu copilul acasă, s-a întâmplat ceva, este cineva bolnav. Diferite motive, dar v-am zis să-i sancționăm conform legii pentru că trebuie să folosească handsfree. Ce căutați, domnule, pe aici? Mai nou, polițiștii se confruntă și cu situații în care pietonii provoacă incidente rutiere. 83% dintre pietoni folosesc telefonul mobil fără să se asigure când traversează strada, potrivit unui studiu realizat de constructorul Auto Ford în anul 2015. Sunt foarte mulți pietoni care traversează strada fără să se asigure, având căști în urechi, fiind cu privirea către telefonul mobil. S-au întâmplat foarte multe accidente, bineînțeles, din acest motiv. Adulții vor să fie conectați aparent la tot ce se întâmplă în jurul lor, desconectându-se practic la tot ce se întâmplă în jurul lor, ca să fac așa un mic joc de cuvinte. Ceea ce nu este ok. Realitatea este ceea ce vedem în jurul nostru. În prezent, autoritățile din România nu au soluții pentru a preveni și stopa dependența de tehnologie. Centrul Național de Sănătate Mentală și Lupta Antidrog este instituția de stat responsabilă cu realizarea politicilor de sănătate mentală. Recunoaștem că nu există încă un sistem pus la punct de raportare a acestor fenomene. Dar dacă fenomenul devine atât de îngrijorător și s-ar putea să fie îngrijorător, cred că trebuie o colaborare făcută și cu alt gen de instituții, eventual ONG-uri care să semnalizeze că există un astfel de pericol. Psihologii și medicii psihiatri consideră că autoritățile ar trebui să inițieze campanii de prevenire a acestui fenomen la nivel național. Deci cea mai importantă este informarea la nivelul părinților. În momentul în care statul ia măsuri, chiar și la nivelul ăsta de campanii de informare, oamenii, adulți stau și se gândesc, măi, e o problemă serioasă, nu este o glumă. Dacă mă apuc eu să vorbesc singur așa, vor să zic că e încă unul care vorbește. Fără îndoială, având în vedere amploarea fenomenului, având în vedere disfuncționalitățile care apar în utilizarea uneori a acestor tehnologii, consider că poate fi extrem de utilă o astfel de acțiune de prevenire, de campanie, de popularizare. La începutul anului, reprezentanții Institutului de Psihiatrie Socola din Iași au inițiat un proiect prin care intenționează să construiască primul centru de tratare a dependenței de tehnologie din România. Astăzi, când discutăm, nu există un anumit cod de boală care să definească dependența de tehnologie. Rolul centrului este de a identifica și de a propune către factorii de decizie introducerea
unui cod de boală care să definească foarte clar dependența de tehnologie. Reprezentanții institutului au organizat o campanie de strângere de fonduri, în urma căreia au obținut suma de 40.000 de lei, necesară obținerii autorizației de construcție. Centrul va funcționa în Casa Creangă, un imobil din curtea institutului, unde în trecut a făcut seminarul teologic Ion Creangă. Una dintre metodele de terapie propuse este lectura poveștilor marelui scriitor. Amintirile din copilărie în care prezintă viața copiilor din trecut cu ceea ce se întâmplă practic astăzi, când nu mai există socializare decât pe rețele de socializare, când tehnologia acaparează mult din timpul copiilor. În lipsa unor campanii de prevenire din partea autorităților, părinții sunt nevoiți să se descurce cum pot ca să-și țină copiii departe de adicții. Ți-a plăcut filmul, tati? Da, mi-a plăcut. Auzi, mai lăsăm și noi tableta asta și mergem până în pădure să te învăț un lucru interesant? Da, mi-a plăcut. Bogdan este un părinte pasionat de plimbările în natură. Acesta și-a propus să petreacă cât mai mult timp cu fiul său Cezar în vârstă de 10 ani, după ce băiatul a dezvoltat o pasiune pentru jocurile pe consolă. Căpătase o atitudine foarte rezervată, uneori nu mai era comunicativ, dădea replici foarte dure, foarte tăioase și atunci am realizat că de fapt este o problemă. De aceea, din acea clipă, am început să petrec foarte, foarte mult timp cu el. Da, știu, pe toți ne mănâncă Cezărică. Hai, vatra! Hai, puștiu, fă-ți vatra că știi. Astăzi, Bogdan și-a propus să-și învețe copilul cum poate supraviețui dacă se rătăcește în pădure. Cezar învață cum se face un foc de tabără. Dă-i tare, tare. Tare, Cezar, tare. Mai tare, mai tare. Dă-i, hai că bine. Uite, de data asta, hai să facem împreună, da? Ia, auzi? Uite, ține-o mâna și ține-mă tu de mâna stânga să vezi cum mișc eu mâna. Stai un pic, eu sunt dreptaci, de fapt, și uite acolo foc. Bun, și acum, ia, hai să punem lemnele cum te-am învățat. Pas cu pas, da? Etapă cu etapă. Am considerat că a se juca cu aceste device-uri, tabletă, smartphone, consolă, orice, este un lucru bun pentru el, atâta vreme cât este controlat și cât are rolul de premiu. Da? Nu lăsat, abandonat în fața televizorului, iar eu ca părinte îmi rezerv timpul pentru mine astfel încât să mă odihnesc și eu după serviciu. Focul, Cezar. Cezar, îți arzi pantaloni, Cezar. Te rog frumos, ai grijă de foc. Haide. Cezar descoperă pe pielea lui că realitatea este foarte diferită de lumea virtuală. Tabletele și astea te fac să pierzi partea cea mai importantă în viață. Distracția, armonia și fericirea cu familia ta. În alte state, autoritățile au luat măsuri pentru a preveni și combate efectele negative ale dependenței de tehnologie. În China funcționează peste 200 de clinici de detoxifiere digitală. În orașul chinez Chongqing, autoritățile au înființat trotuare speciale pentru pietonii care merg cu mobilele în mână. Și tot în China, unii părinți au plătit persoane pentru rolul de asasini virtuali, care să le elimine din jocuri personajele copiilor. În Germania, în orașul Augsburg, autoritățile au instalat semafoare la nivelul solului pentru a-i anunța pe utilizatorii de smartphone când pot traversa în siguranță. This is the future and there is no turning back. In the next 20 years there may be another big jump in technology. There'll be self-driving cars, there'll be more drones.